Bună ziua, copii! Haideți să vă spun câteva informații despre noi, pomii fructiferi, și despre alte fructe. Avem în pământ o rădăcină cu ajutorul căreia ne luăm hrana și apa de care avem nevoie să hrănim tulpina, crengile, frunzele, florile și după o vreme fructele. Pomii care fac fructe se numesc pom fructiferi. Fiecare pom fructifer poartă numele fructului. Locul unde sunt plantați pomii fructiferi se numește livadă. Aici pomii sunt plantați ordonat pe mai multe rânduri. Primăvara pomii înmuguresc, adică se văd pe crengile noastre niște umflături mici, verzi, din care mai târziu vor ieși frunze și flori. Florile vor înflori. După o vreme petalele cad, iar în locul lor se va vedea un fruct mic și verde. Nu toate fructele cresc în pomi. Strugurii cresc în vii, căpșunele cresc în căpșun alături cu firele de iarbă. Fiecare fruct are culoare, gust și formă diferită. Fructele noastre apar și se dezvoltă din pistilul unei flori. Fructele sunt bogate în vitamine, minerale și alte substanțe care asigură o funcționare foarte bună a corpului omenesc. Mănâncă multe fructe dacă vrei să crești sănătos! Cireșul crește în livada cu pomii fructiferi. Cireșele au forma rotundă, nu au miros puternic, iar gustul este dulce. Miezul cireșelor este moale și zemos, acoperit cu o coajă subțire și netedă de culoare roșie sau albă-gălbuie. În mijlocul cireșelor se află un sâmbure rotund și lemnos care are o sămânță în interior. Piersicul crește în livada cu pomi fructiferi. Piersicile au forma rotundă, miros specific, plăcut și parfumat cu gustul dulce. Miezul piersicii este gălbui și foarte zemos, fiind acoperit cu o coajă puțin păroasă de culoare galben-roșiatică, iar în mijlocul piersicii se află un sâmbure mare, lemnos, brăzdat cu mici adâncituri în care se află o sămânță. Vișinul crește în livada cu pomi fructiferi. Vișinele au forma rotundă, nu au miros puternic, iar gustul este dulce acrișor. Miezul vișinelor este moale și zemos, acoperit cu o coajă subțire și netedă de culoare roșu închis, zis și vișiniu. În mijlocul vișinei se află un sâmbure rotund și lemnos, care are o sămânță în interior. Părul crește în livada cu pomi fructiferi. Perele au forma alungită, miros plăcut și parfumat, iar gustul este dulce. Miezul este zemos, de culoare albă. Miezul este acoperit cu o coajă tare. Coaja perelor poate fi galbenă, verde sau galben-verzuie. Perele au semințe mici și tari de culoare maronie, așezate în cămăruțe în mijlocul fructelor. Prunul crește în livada cu pomi fructiferi. Prunele au forma ovală, miros plăcut, iar gustul este dulce sau dulce acrișor. Miezul este moale și zemos, acoperit cu o coajă subțire, netedă și lucioasă, de culoare vineție, adică mov, sau alb-gălbui. În mijlocul fructului găsim un sâmbure mare și lemnos, adică tare, în care se află sămânța. Pomul în care cresc mere se numește măr și crește în livezi. Merele au forma rotundă, dar uneori întâlnim și mere care sunt puțin alungite în partea de jos. Gustul mărului este dulce sau dulce acrișor și are un miros plăcut, uneori parfumat. Miezul mărului este tare, are culoarea albă și este acoperit cu o coajă tare, netedă și subțire. Merele pot fi roșii, verzi sau galbene. Merele au semințe mici și tari de culoare maronie, așezate în cămăruțe în mijlocul merelor.
căpșuna crește într-o plantă puțin mai înaltă decât iarba care se numește căpșun. Ea se ține de plantă printr-o codiță mică ce are la bază frunzulițe mici. Căpșuna are culoarea roșie, mirosul parfumat, forma este puțin alungită în partea de jos, iar gustul este dulce. Miezul este roșu, moale, cărnos și zemos, iar semințele de culoare gălbuie se găsesc în partea exterioară a miezului. Caisul crește în livadă alături de alți pomi fructiferi. Caisele au forma rotundă, iar în partea laterală au un șanț. Ele au culoarea galbenă, mirosul parfumat și gustul dulce. Miezul este moale și zemos, acoperit cu o coajă subțire și fină. La fel ca și la piersici, sâmburele este mare și lemnos, cu o sămânță în interior. La unele soiuri de caise, sămânța este dulce și se poate consuma ca atare sau se poate pune printre fructele din dulceață. Pepenele verde crește pe câmp, la nivelul pământului, iar fructul lui se numește pepene. În unele zone ale țării îi se spune lebeniță sau harbuz. Pepenele are forma rotundă sau ovală, gustul este foarte dulce. Miezul pepenelui poate avea culoarea roșie sau roșie-gălbuie. Este moale și zemos, fiind acoperit cu o coajă groasă care nu se consumă. Semințele sunt multe și împrăștiate prin miez, au culoarea maro sau neagră și nu se consumă. Pepenele galben crește pe câmp, la nivelul pământului, iar fructul lui se numește pepene galben. Pepenele galben are forma rotundă sau ovală, gustul este dulce. Miezul are culoarea galbenă sau galbenă-verzuie, este moale și zemos, acoperit cu o coajă groasă care nu se consumă. Semințele se află în mijlocul fructului, au culoarea albă și nu se consumă. Strugurii cresc pe vița de vie în ciorchin, iar locul unde crește vița de vie se numește vie. Ciorchinele strugurelui este format din mai multe boabe rotunde sau ovale. Miezul este moale și foarte zemos, acoperit cu o coajă subțire, netedă și parcă transparentă de culoare alb-gălbuie, violet sau verde. Semințele sunt mici, maronii și se găsesc în interiorul fiecărei bobițe. Strugurii au gustul dulce. Gutuiul crește în livadă. Gutuiile au forma rotundă, ușor alungită, gustul dulce acrișor și miros plăcut. Miezul fructului este tare, are culoarea alb-gălbui, fiind acoperit cu o coajă galbenă, tare, netedă și cu puf pe ea. Semințele le găsim în interior așezate în cămăruțe. Nucul crește în grădină. Nucile au forma ovală, coaja verde care se desprinde și cade toamna, iar sămânța este miezul zbârcit, protejat de un înveliș lemnos de culoare maronie cu șănțulețe pe el. De la nuci putem consuma doar miezul. Cele mai cunoscute fructe exotice la noi în țară sunt portocalele, lămâile, smochinele, bananele, curmalele, kiwi și ananasul. Acestea sunt fructele exotice, adică cele care nu cresc la noi în țară, ci în alte țări îndepărtate numite și țările calde. Toate fructele conțin foarte multe vitamine. Consumându-le zilnic, creștem mari și sănătoși. Portocalele cresc în țările calde în pomi numiți portocali. Portocala are forma rotundă, gustul dulce acrișor și miros specific, plăcut și puternic. Miezul este moale și zemos de culoare portocalie, așezat în felii.
Acesta este acoperit cu o coajă groasă pe care se pot vedea mici adâncituri asemănătoare unor înțepături de culoare portocaliu roșcat. Semințele le găsim repartizate în mijlocul fiecărei felii. Lămâile cresc în țările calde în pomi numiți lămâi. Lămâile au forma ovală, ușor alungită la capete. Miezul este moale, zemos, de culoare alb-gălbui, așezat ca și la portocală în felii, fiind acoperit cu o coajă groasă de culoare galbenă, cu mici adâncituri în care se găsesc pungulițe cu ulei mirositor. Semințele le găsim repartizate în mijlocul fiecărei felii. Piticlic vă așteaptă să-l vizitați pe www.piticlic.ro.